Care ar fi concluziile noastre vis-a-vis de joc, de primul meci oficial care se prefigurează în săptămâna viitoare? Da, noi astăzi am încheiat perioada de pregătire. A fost un ultim joc înainte de startul campionatului. Ne bucurăm că am reușit să facem un joc bun, ne bucurăm că suntem în creștere. În același timp trebuie să rămânem conștienți de faptul că încă mai avem lucruri de pus la punct privind relațiile de joc, eu știu, forma sportivă a unor jucători, pentru că spre deosebire poate de alți ani am avut destul de multe schimbări de data aceasta la nivelul lotului. Ne așteaptă un joc extrem de dificil la Politimișoara, o echipă bună, suntem conștienți de lucrul ăsta și trebuie să muncim foarte bine și săptămâna viitoare pentru a obține un rezultat bun. Prima repriză echilibrată, ocazii de ambele părți, în da. Final pare un pic disproporționat, așa față de da, o repriză echilibrată, cu un ritm bun de joc, ocazii și de parte și de cealaltă. A doua repriză, cred că, în mare măsură, ne-a aparținut. Am și reușit să concretizăm situațiile care le-am avut, am făcut diferența și după aceea, cred eu că, în cea mai mare măsură a timpului, am și controlat jocul. Sunteți optimist în privința obiectivului, pentru că se știe că încă vă doriți promovarea și șanse sunt. Trebuie să fim realiști, să rămânem cu picioarele pe pământ, trebuie să fim pregătiți pentru că ne așteaptă un retur dificil. Fiecare joc va fi foarte important pentru noi. Sigur, jocul cu Poli Timișoara este primul și nu numai că este primul, dar și așa cum spuneam și mai devreme și cu o echipă foarte bună și este important să ieșim din joc cu un rezultat pozitiv. S-au întărit și ei, au un antrenor foarte bun. Au avut o campanie de transferări destul de bună, însă trebuie să mergem cu multă încredere acolo. Cum vedeți partea a doua a campionatului? Cred că va fi o competiție dură. Și marea majoritate a echipelor din prima parte a clasamentului, și nu numai, s-au întărit. Pe măsură ce vor trece etapele, sigur că presiunea va fi din ce în ce mai mare. Noi sperăm ca perioada asta de pregătire să o valorificăm din plin în timpul campionatului. Sper să avem o formă bună, pentru că ne dorim foarte mult să facem pasul către Liga 1. Din păcate, campionatul se reia fără încă o echipă. Iată, din păcate, se desfințează. Da, așa este, însă sunt lucruri care nu țin de organizarea competiției, cred că țin de modul în care fiecare club își gestionează activitatea, resursele financiare și modul în care își fac treaba acolo. Vă mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc!